niciodată, dar v-am spus vouă că m-ați văzut și tot nu credeți. Tot ce-mi dă mie Tatăl va veni la mine și pe cel care vine nu-l voi scoate afară, pentru că m-am pogorât din cer. Nu ca să fac voia mea, ci voia celui care m-a trimis pe mine. Și aceasta este voia celui care m-a trimis pe mine, ca din toți pe care mi-ai dat mie să nu pierd pe niciunul, ci să înviez în ziua cea de apoi. Tu ești învierea, viața și odihna adormiților robilor tăi, Petru, Gheorghe, Radu și Ana Maria Hristoase, Dumnezeule, și ție mărire înălțăm împreună celui fără de început al tău, Părinte, și prea Sfântului și Bunului de viață, Păcătorului tău, Duh, acum și pururea și în vecii vecilor. În numele Tatălui și al Fiului și al Sfântului Duh, preacucernice Părinte Paroh, greu încercată familie, iubiți ascultători, în fața dumneavoastră și în fața propriei conștiințe, aș putea să fac o mărturisire. Sunt un... Dar... Nu sunt un străin. La o asemenea întâmplare, la un asemenea tablou cutremurător, nu pot să mă recunosc ca un străin. Corda cea mai sensibilă a sufletului omenesc, a oricărui străin, nu se poate să nu vibreze. Nu se poate de sub pleoapa ochilor oricărui om, oricărui pământean, să nu se lase rostogolită o lacrimă pe umerul obrazilor pentru acești credincioși care și-au sfârșit viața într-un mod atât de tragic. Iubiți credincioși, cu îngăduința dumneavoastră, vreau să mă las purtat de gând și aproape de aceste patru sicrie, să mă las purtat de gând la cartea prorocului Daniel, care socot că are o apropiere mare de ceea ce s-a întâmplat cu sufletele sau cu viețile acestor oameni. În cartea prorocului Daniel găsim scrise următoarele cuvinte. Tăiați copacul, smulgeți rădăcinile și roadele lui să se risipească. Ce sunt cuvintele acestea? Poate că unii dintre dumneavoastră ați auzit de puternicul sau de faimosul rege al Babilonului Nabucodonosor. Pe când era mai în faimă, mai în vogă, pe când era mai în strălucire, mai bogat, într-o noapte, fără veste, a visat un copac a cărui vârf ajungea la cer. Ramurile copacului ajungeau până la marginile pământului. Rodele erau așa de bogate încât se hrăneau din ele toate semințiile pământului, dar precând copacul se înălța tot mai falnic, tot mai bogat în rode, s-a auzit un strigăt din cer care a zis: tăiați copacul și smulgeți rădăcinile și rodele lui să se risipească. Acum, cu capul plecat, cu adâncă smerenie, în fața dumneavoastră aș putea să mă întreb ce a putut să însemneze
acest vis. Acest vis n-a putut să însemneze altceva decât sfârșitul năpraznic al regelui Nabucodonosor, dar însemnează sfârșitul fără de veste a fiecăruia dintre noi. Că după vorbele Sfintei Evangheliei, nimeni nu cunoaște nici ziua, nici ceasul în care lasă tot și pleacă din lumea aceasta. În cartea prorocului Isaia, că asta e foarte important pentru viața noastră, în cartea prorocului Isaia, ni se spune că regele Ezechia era bolnav pe patul de moarte și Dumnezeu l-a trimis pe prorocul Isaia la el să-i spună: pune-ți casa în rânduială, că mâine vei muri. Regele, liniștit, și-a întors privirea de către părete, către trimisul lui Dumnezeu și a zis: Doamne, adu-ți aminte că am umblat în căile tale, împlinind poruncile și rânduielile tale. Câți dintre noi, la asta ne cheamă Sfânta Scriptură, câți dintre noi am putea să dăm acest răspuns? Eu am zis într-o vreme că aș putea să mă recunosc ca un străin. Nu se poate, oameni buni. Eu sunt un preot pensionar, dar în preoție cât mi-a dat Dumnezeu să o fac, astăzi dacă am ajuns lângă bunul nostru prieten, Părintele Ionică, și m-a invitat să viu aici, la căpătâiul acestor credincioși care au plecat din lumea aceasta, știți ce îmi vine să vă mai spun? Precum se stinge fumul, să sting și zilele noastre, sau precum se sparmă munții și se prăfac în nisip, precum se rostogolește piatra de la locul ei, tot așa piere și viața omului. Zice un poet de suflet de-al nostru, de mor târziu, or mor curând, de mor sătul sau mor flămând, tot una e căci rând pe rând ne ducem toți. Acum, fericitul Augustin ne spune, pe fruntea omului bătrân sunt dăltuite adânc cuvintele, tu trebuie să mori, dar pe fruntea omului tânăr sunt scrise cuvintele nevăzute, tu poți să mori. Nu este tot una când ți se spune cine zace în aceste patru zicuri. Eu m-am uitat când am intrat în curtea dumneavoastră la mulțimea de coroane de flori. Știți ce socoteală mi-am făcut? Dacă astăzi cuvântul care se coboară, oamenii acestea, credincioșii acestea, va veni o vreme când va fi rece, va îngheța pământul. Coroanele acelea și rugăciunile dumneavoastră, eu sunt sigur că le vor face cald sufletele. Rugăciunea până la urmă, că moartea distruge tot, dar numele nu. Nu poate să-l distrugă. Și legătura noastră cu ei este rugăciunea. Moartea pustiește și cetăți și locuinți și rupe fără milă copiii de părinți. Dumnezeu să-i odihnească în pace, Dumnezeu să ne ajute și să vă ajute la toți, indiferent de ce nație sunteți, indiferent de ce confesiune religioasă, să nu uitați, să nu uităm rugăciunile noastre. Dacă rusaliile la noi înseamnă ziua nașterii Bisericii Mântuitorului Iisus Hristos, sigur că este vorba de Biserica Luptătoare. Ei se duc astăzi, toți acești patru credincioși, la Biserica Triumfătoare.
Dumnezeu să ierte și Dumnezeu să vă ajute la toți să nu uitați niciodată. Amin. Fericit este omul pe care Dumnezeu îl mostră și să nu disprețuiești certarea celui atotputernic, căci el rănește și el leagă rana, el lovește și mâinile lui tămăduiesc. Iov, capitolul 4, versetul 17, versetele 17-18. Preacucernice Părinte, îndurerați ai casei, îi mulțumesc din suflet Părintelui Petru Bleahu, proaspăt pensionar din parohia Boiu, de lângă Sighișoara, care a venit astăzi să liturghisească împreună cu mine a doua zi de Rusalii, de Sfânta Treime, și pe care l-am rugat astăzi să vină și a acceptat invitația să vină să se roage împreună cu noi pentru cei ce pleacă și să le dăm o ultimă cinstire. Sunt momente grele, momentele în care ne despărțim de cei dragi. Când pleacă cineva drag dintre noi, pleacă o lume de amintiri. Se rupe ceva în sufletul nostru. Se duce odată cu ei. Ne despărțim trupește și despărțirile sunt dureroase, dar rămânem, mă repet, legați prin dragostea pe care ați avut-o față de ei. E dureros să stea în fața voastră și să nu-i puteți vedea. E dureros când ne gândim cu toții că au mers și au trudit să aducă un bănuț ca să-și termine unul o casă, altul să-și crească copiii în condiții mai bune și veneau cu gândul bucuroși că se vor întâlni cu cei de acasă și își vor împlini planurile și în câteva fracțiuni de secundă toate planurile și gândurile lor s-au năruit. De aceea suferința este atât de profundă în sufletele tuturor celor rămași. Am zis, am putea să ne tulburăm, să ne împietrim în suflet, gândindu-ne că, de exemplu, numai la Radu și la Ana Maria au rămas 6 copii minori, până în 15 ani. E de-a dreptul greu și cumplit să ne uităm la prunci respectivi, care probabil nu știu ce se întâmplă astăzi. Astăzi îmi revine sarcina să iau un rămas bun de la toți cei ce pleacă, un rămas bun de la Mezei Petru, care și-a rămas bun de la copiii Petru, Dan, Mirela, Nicoleta cu familiile lor. A fost un om bun, Petre. Chiar dacă uneori l-am întâlnit și poate a băut un pahar de ceva, avea atâta mult bun simț încât nu pot decât să îi mulțumesc și să-l respect. Nu cred că s-a certat cu nimeni, nu cred că a avut de a împărți ceva cu cineva. La el au rămas copiii mai mari, la casele lor, dar e același nătur, aceeași durere în sufletele lor, că și-a rămas bun. Acum când pleacă pe tărâmul celălalt dincolo, de la copiii dragi și de la soția Irma, că și-a rămas bun de la frații Martin cu familia, Victor, Marin, Nuții, Marinela cu familiile lor. De la nepoții Ioana, Martin cu familia Adrian, Cristi, Ieremia, Victor, Mircea, Dorel cu familiile lor. De la vecinii și prietenii Titi cu familia Rua și toți ceilalți. Astăzi
și a rămas bun și meze Radu, de la copiii, de la cei 6 copii. Alexandra, Cosmin, Adi, Maria, Cristina și Andreea. Și a început să-și facă o... și a încropit 4 pereți să facă o casă. Și venea cu ceva bănuți și am înțeles că patronul de acolo i-ar fi dat ceva bani să-și termine căsuța. Și iată că Dumnezeu îl oprește undeva când era mai pornit să facă ceva și sfărâmă planul. Și a rămas de la părinții Elena și Ioan, de la frații Dorel cu familia Elena, cu familia Neluțu, cu familia și Viorica, de la unchi Martin, Victor, Marin, Marinela cu familia, toți vecinii, Veri, și de la soția Ana Maria, cu care a făcut cei 6 copii. Ana Maria era o femeie harnică. Atâta pot să spun și destul atât. De la părinții Iuliu și Vilma, și a rămas bun an, stăzi Ana Maria. Și de la copiii dragi, Alexandru, Cosmin, Adi, Maria, Cristina și Andreea. O să aibă grijă oricine. Și poate prin firmele de asigurare o să se primească ceva bănuți, dar cum are grijă mama de copii, nu are nimeni. Astăzi se desparte, dar de acolo de sus îi va vechea cu rugăciunea pe copiii ei și se va ruga ca Dumnezeu să le poată de grijă în viață. Deși a rămas bun de la frații Iulișca, Iula, Gabriel, Periche, Viola, Cristina, Mihaela, Vilma și Iuliana, cu toți ai casei lor. Și mai avem un sicriu Lulunca Gheorghe, care și-a rămas bun de la părinții Gheorghe și Maria, de la bătrânul lui tată și mama lui, de la soția Lucica și 3 copii iar mici aici, Eva, Camelia și Claudiu. Deci a rămas bun de la frații Maria, Lidia, Anca, Evi, Pila, de la unchi Enci, Magda, Rosa, Rica, Elvira, Lulu, Margareta, cu toate casele lor, de la Veri, Mircea, Lucu, Leta, și de la astăzi toți își au rămas buni de la noi toți, care venim să le dăm cinstea de pe urmă, să înălțăm o rugăciune către Părintele Luminilor, să cerem să le dea dezlegare și iertare de cele ce-or fi greșit în viață, să le deschidă porțile împărăției. Și am cerut ca sufletele lor să fie așezate în lumină, acolo unde nu este durere, nici întristare, nici suspin. Dumnezeu e Cel ce rănește și după aceea tămăduiește. Dacă ne-a promis lucrul acesta, avem nădejde în aceste cuvinte. El care a rănit sufletele acestea care au rămas aici, sufletele celor apropiați, copiii și celor apropiați, El va și tămădui. Va turna balsamul mângâierii, pentru că ori vrem, ori nu vrem, trebuie să recunoaștem că suntem prea mici să ne luăm la harță sau să cârtim împotriva lui Dumnezeu. Lăsăm voia Lui și noi știm că El e pruniator, purtător de grijă, El va purta de grijă până și celor ce au rămas, copiilor acestor amici, și pe El rugăm să aducă mângâiere în sufletele îndurerate ale tuturor. Dumnezeu să-i odihnească cu dreții și să vă pe cei plecați să-i odihnească și să vă mângâie, să vă împace, să vă liniștească pe voi cei rămași. Amin. Dumnezeu să ierte.
Tatăl nostru, ziceți, care ești în cer, pâinea noastră cea de toate zilele, dă-ne-o nouă astăzi și ne iartă nouă greșelile noastre, precum și noi iertăm greșiților noștri. Și nu ne duce pe noi în ispită, ci ne izbăvește de cel rău. Acum să margă niște bărbați să scoată. Vom pune jamblele și cozonacele și iamblele care pot aici. Foarte sub. Yeah!
Numai un pic să... Tudo? 2 milhões?
Ne ando un topic. Na. Ni chiar tot, dar filmi faină, se. Da, 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 da. Baba. Da, dintr-o familie, toți patru, ceilalți la altă casă. Băi, Mihale, aia pune mâncarea numai jos, așa? Nu știu unde. Da, aici la cămină, aia numai jos pune mâncarea. Trebuie să meargă să punem mâncare, mă. Hău! Я много толку.
Thank you.
fiu clar. Trebuie să fiu clar, că sunt la mine acasă. Da. Da, nu știu, dar fii, da, când e zis tu? Nu aș fac eu, nici de la ține-l o țână. Da, dar nu e bine să o lasă doar. Nu, că lasă doar. Fică, mai este o țărănică. Nu mă lasă, mă, că mă găsesc. Bine, hai că te prinde acolo. Este. 4.000. Eu și eu, mă, aproape 7.000 de atâta. Și-au zis că vine calul după ei. Atunci am... Am lucrat în mașină, am luat 3 oameni de la o firmă, le-am dus la altă. Ia, si, si. Vă las. Revin peste 5 minute când ajungem la groapă. Tot am prământ rământ cu mărță. Am ajuns la casa cu mașină jos. Era 3 jumate. Am luat pe copii, copila aia care o ține băiatul ăsta. Și ia, hai să jucăm un pic un pauză. Poți zbrăcat mult, dar... Când ai venit acasă, banditul? Sâmbătă am ajuns. Sâmbătă la 6. Săptămâna asta, cred că sâmbătă plec. Mi-a dat concediu 2 săptămâni, dar dacă plec toți și eu ajung ultimul, ce zice șeful? Deci... Da, mai am zăbăut 10 minute și când am intrat și când am văzut copilul. Acum și-a intrat de aici. Te cum din mă, live, am eu. No. Asta era, știi cum, dacă îl sunam atunci când vine, tot vinea să-l sun, nu era ce. Mai când am văzut. Hai că nu poți.